Secretizarea este un cuvânt cam forțat, nu este vorba de secretizare și nu e doar de MAI, este vorba de tot sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în sensul că pot fi publicate doar cifrele care țin de nivelul de salarizare, dar organigrama și numele oamenilor care sunt pe anumite funcții și au anumite salarii țin de siguranță națională, până la urmă. Este secret de serviciu. Cred că multe servicii secrete externe ar da foarte mulți bani ca să afle organigrama de la MAPN sau MAI sau un serviciu secret românesc. Așadar, nu este vorba de secretizare, este vorba de a nu încălca o lege care ține de siguranța națională. Dați-mi voie în acest moment deosebit să nu comentez ceea ce spune PSD-ul.